Satul Uzdin este așezat la o distanță de 40 de kilometri de orașul Panciova și face parte din comuna Covăcița. Uzdinul se află în partea de nord-vest a Banatului de Sud, care aparține de provincia autonomă Voivodina, Republica Serbia. Hotarul satului se mărginește cu râul Timiș și dunele de nisip ale Deliblății. Mai precis, Uzdinul este situat între terasa mică de Les și câmpia aluvială al râului Timiș. Râul Timiș curge la vest de așezare la o distanță de circa 2 până la 3 km. Suprafața satului este de circa 5 km pătrați, iar lungimea străzii este de 2,5 km. Localnicii, ca să deosebească părțile hotarului una de alta, folosesc de diferite denumiri precum Bărnovața, Vârtoapa, Torina lui Cioc, Șățăria, Vărsătura Bozului, Cotoal Mic, Bara cu patru craci și altele. Slatina Mică a fost prima dată, mai mult aici s-au ocupat oierii, păzitorii, ciobanii de oi care aveau stâne și care treceau aici peste acest pod. Erau aici vreo 7 stâne de ciobani, azi vedem numai una în partea de la noi, de aici, de dreapta. Slatina Mică încă o mai fost s-o numit, la podul Grecului încolo, s-o numit Purcăria. Când porcii n-au putut să meargă la Cimiș, atunci au stat turmele de porci, au stat acolo. Numele satului Uzdin este un toponim daco-românesc, compus din cuvintele uz sau uzi, ce înseamnă popor războinic, și respectiv din, ce înseamnă casă, cetate, locuință. Cronicarul Priscus Panites, în scrierile sale, amintește despre prima așezare de pe vatra actualului sat Uzdin. În anul 448, deci secolul 5 al erei noastre, de la Constantinopol, a fost trimisă o solie către regele hunilor Atila, biciul lui Dumnezeu, care avea așezare tocmai lângă actualul oraș Zrenjanin, mai precis unde e Ečka actuală. Această solie a conținut reglementarea unor situații a refugiaților, a fugiților din zonele turcești în aceste părți unde au stăpânit hunii. Solia, condusă de Priscus Panites, s-a întâlnit la Biserica Albă. Apoi a continuat prin o zonă neinundabilă, cum scriu documentele vremii, probabil pe lângă Alibunar, și a ajuns până la râul Tigas. Iată că în anul 448, pentru prima dată în cronici, apare denumirea râului Timiș Tigas. Normal, pe timpul romanilor, el s-a numit Tibiscus. Potrivit ultimului recensământ, în Uzdin trăiesc mai multe naționalități, majoritatea populației fiind de etnie română. Urmează sârbii, romii și alții. Ultimul recensământ care l-am avut toți în 2011 anul are 2000 de locuitori. O localitate cândva foarte mare de români, după recensământurile care le avem aici scrisă, în anii 61, de exemplu, au avut la 5000 de locuitori. Evident e că numărul de locuitori a scăzut foarte rapid și foarte mult. Uzdinul a fost în cam multe alte localități, în handicapul ăla că multă lume a emigrat. Anii 70, din 70 și 80 ani, a fost foarte mari migrații spre Apus. O parte bună de locuitori din Uzdin au terminat școli, s-au angajat la orașe și așa Uzdinul cândva sat foarte mare și în spațiu și cu locuitori, la ora actuală este un sat mai mic, o localitate mai mică. Oamenii mai în vârstă povestesc odată cu venirea uzdinenilor pe aceste meleaguri, ei s-au ocupat cu agricultura, zootehnia, apicultura, viticultura și nu în ultimul rând cu pescuitul. Pescuitul la Timiș se făcea cu diferite unelte de pescuit cu care au prins peștele. Cel mai mare unelt era aleu, așa numit, o plasă mare
care o ocolit roate și o adus peștele la margine. Această tradiție în casa noastră încă de vreo 200 de ani. Numai eu, de când știu de mine, aproape 45 de ani de când mă ocup eu de creșterea acestor oi. Tatăl meu avea oi întotdeauna bune în comparație cu celelalți ciobani din sat, la nivelul ce s-a putut atunci, cu 50 de ani mai înapoi, însă eu am mai determinat această rasă, adică mă ocup mai serios de aceste oi și am ajuns la un nivel, la o talie destul de înaltă. Am expus la târgul de la Novi Sad în șir ani de 15 ani, acum în ultimul timp nu mai expun, însă totuși calitatea o rețin, dar numărul oilor s-a micșorat în comparație cu 20 de ani înapoi. Uzinienții s-au ocupat cu agricultura de când a fost uzeniu și în continuu de astăzi avem cu agricultura să ocupe. Cu porumb, cu grâu, cu sfecle, zahăr, acum floarea soarelui, bovine, porcine, toți au muncit la câmp și din mare vor trăit. Era pe timpurile alea și, de exemplu, care au fost, să zicem, prevălii la prevălii, dar totuși din munca chinuită erau, nu erau tractoare, erau boi, se lucra cu boi, după aia cu cai, după aia cum au venit tractoarele, se lucra cu tehnica. Toți au lucrat pe timpuri numai cu munca fizică a omului. Mulți bătrâni ai satului spun că este ușor tinerilor de astăzi să se ocupe cu agricultura, deoarece plugul vine în urma lor și nu merg ei în urma plugului. Am arat un lanț mare cât a fost, un an jumătate, de dimineață până seara am arat toată ziua. Da, toată ziua am arat. După plug am mers cu cai, doi cai și eu am ținut de plug, da. Dacă ai mai avut preșiniva cu cine mai unul, ce-o mai... și-o mai lăsați o ginie și-o mânat ăla plugul. Și așa au fost. Toți oamenii așa au fost. Cam de obicei se duceau doi la plug, dar m-am dus decât eu și singur. Am fost cine rădui, m-am dus nici nu m-a păsat. Da. Generale Sfântul Gheorghe din Uzdin se poate mândri cu elevii ei, deoarece la multe competiții s-au adjudecat locuri de frunte. Trebuie să amintim că începând cu anul 1957, această școală a purtat numele eroului național Moșapiade, ca în anul 2004 să-și schimbe numele. Elevii din această școală și-au continuat studiile la multe universități cunoscute din întreaga lume. Dacă luăm în considerare și activități extrașcolare, deci și recitatorii și cele în cadrul școlii, anul acesta am obținut 6 diplome de la 6 întreceri toate republicane. După care am fost numit chiar cel mai bun elev al școlii din Uzdin. Thank you.
Doamne, a noastră rugăciune miroase alanuri și struguri, a tărie să putem singuri despărți grâul de tăciune. Și toate le-am arat și semănat, livezile, odeile, coturile, pustele. Doamne, păcatele noastre sunt plecările. Noi suntem de aici. Aici ne-au învățat întâi pași. Aici ne-au rămânit doinele. Aici ne-au întărit colindele. Aici ne-au rădăcinit dorurile. Doamne, aici ne sunt oasele. Aici albit am poalele și jucat horele. Noi. De aici ni se trag bunicii. De aici nepoții, nașii, giverii și berbecii, armăsarii și mioarele. Aici totul e grai sfânt, iubire și sudoare izvorâte din acest pământ. Doamne, această rugăciune e solie, de aici, de aici. Biserica din Uzdin este zidită în anul 1801. Stilul arhitectic al bisericii este stilul baroc, de altfel ca și toate bisericile din Banatul Sârbesc și din cel românesc, care au fost sub Imperiul Austro-Ungar. Arhitectura este una obișnuită, cum am spus. Cel mai important lucru, adică cel avem în biserică din punctul de vedere cultural, și numai cultural, ci și spiritual, este iconostasul care aparține lui Constantin Daniel. Precum știți, Constantin Daniel a pictat doar 5 biserici, din care doar biserica din Uzdin este biserica românească. După mărime, iconostasul nu este cel mai mare. Cel mai mare este cel din Pancevo, la biserica cu 2 turnuri, dar după numărul de icoane, avem cele mai multe icoane. Sunt mai mici, dar sunt într-un număr mare, adică 7-6 de icoane. În cimitirul Uzdinului există o biserică cavou care a fost zidită în anul 1922 și este o ctitorie a lui Glișa Luculescu. Câteva familii din sat asistă la serviciul divin al nazarenilor, cât și a penticostalilor, care au la rândul lor câte o casă de rugăciune. Societatea Pompierilor e ființată în 1924, care și în ziua astăzi se lucră tare mult. S-a început cu coșie, cu cai, cu ori fost bătrâni, cam secenii din sat ai mei, care s-au ocupat cu păuritul, care au avut pământ mai mult și ea că a venit la o idee că să se ființeze Societatea Pompierilor. Societatea Vânătorilor Iepurilor din Uzdin este înființată în 1923 și anii toți nu au avut nicio întrerupere până în ziua de azi, doar avem din la început, au fost foarte mulți vânători, dar din an în an tot mai puțini vânători avem. La ora actuală, de la 350 de vânători pe timpuri cât au fost, am ajuns la 47 de vânători și suntem cei mai mari în Asociația Vânătorilor Livă din Comuna Coșița. În sat, la noi, este războaie, dar nu mai țesă nimeni. Fiindcă ale bătrâne au murit, care ori știut să țesă și care nici mai vii, nu mai țesă. Nu e lucru greu, dacă îți place, nimic nu e greu. În război s-a țesut bunicile noastre, străbunicile, ori țesut țoale de cai, atunci s-a dus la loc și s-a astrucat caii,
ori țăsut sași, că s-o trierat cu mărșina și ori dus oamenii greu în pod cu sași. S-o țăsut covară jos, lângă pat. S-o țăsut lână, de s-o făcut șubă, o făcut la oameni iarna, duruță, șoariși. Atunci nu s-o purtat de la duchean așa. După războiul al doilea mondial, au fost în Uzdin la 34-5 de frizeri, la 4-5 mii de locuitori cât au fost pe timpul ăla, dar acum și natalitatea a căzut, dar și frizerii au mai pierit, așa că eu sunt unicul care sunt legal, unde mai este unul, doi care lucrează așa ceva, dar sunt foarte mulți după ce populația este. Din cauza că nu vin la frizeri nici 10% cum au fost pe timp. Cine joacă leuca? Maria Aurelca! Căminul cultural Doina din Uzdin este unul dintre cele mai active cămine culturale la România de pe aceste meleaguri. În cadrul căminului cultural Doina activează trupa de teatru Todor Crețu Toșa, ansamblu folcloric, ansamblu folcloric de fete, de copii, corul masculin, corul feminin și orchestra de muzică populară Doina. În cadrul Căminului Cultural Doina există și galeria de pictură naivă, care este unica la românii de pe aceste meleaguri. Noi ne mândrim cu această grană, să o numesc așa, din simplu motiv fiindcă și turiști mulți, dar și oaspeți, precum și din țară și din străinătate, vizitează această galerie. Căminul Cultural Doina organizează și ăsta, să spun așa, și unele programe și aici la noi, și în străinătate. Pot să spun că galeria participă de ani de zile la Salonul Internațional de Artă de la București, la Timișoara, la Arad, precum și la noi, la Belgrad. Prima dată bunica mea, a noi cameran, o pictat pre cotrințe, pre cârpie, pre sârmie, pre space, ca să facă vreun ban la casă, că s-o trăit din banii de la pământ, din banii de la animale. Și ea o lucrat pre la fiicii ale mari. Sunt Nicu Adam Doclean, cu încăpătâni pre mână, că l-a dus la școală și o zis și ai pre mână, o văzut care vrei să pictezi pre pânză. Păi spune, cum să pictez că nu știu pre ram? Și spune, eu să aduc un ram și hai să începi. Și așa eu adus ramul și a început ea să picteze. Noi, prin pictura de la Uzdin, ne mândrim cu portul. Cum e portul nostru de împodobit, de înflorit, cum îi spunem noi. Cum sunt culorile pre tablou, așa sunt culorile și pre cotrință, și pre poale, și pre orșișe, ori pe o păpușă, dacă o vezi îmbrăcată, tot așa vii, culori vii. La noi se poartă culori tare vii. Și oriunde să te duci, culorile a noastre sunt culori, dar le se bat la ochi. Și poți să cunoști pictura oriunde că e de la Uzdin. Numai pre culori. Să nu știi tema ce e. Numai culorile. Pot să spun că e de la Uzdin. Uzdinul este un lăcaș sfânt de cultură. Aici, la Uzdin, a fost pusă temelia marelui festival de folclor și muzică populară românească din Voivodina,
a Festivalului de Muzică Ușoară Tinerețea Cântă și, în ultimul rând, Festivalul Internațional de Poezie Drumuri de Spice. Orchestra a format-o ca Crăciun Stanciu Măzărescu. El o cu țaghițe lui Zrega, Țăran Gheorghe. Și atunci Uica Crăciun zice, măi, Pietre, am auzit că și tu și să zici în laptă să cânti. Asta cât știu, da. Și ne-am dus acolo sare pe sare, noi trei am făcut câta repetiții așa și atunci Ghile, Ghile Zantodor, el s-a amestecat și el astea. Și atunci au făcut orchestră, în timpurile alea cred că nu a fost alta de mai bună. Noi am venit la cine să-ți mai spunem vreo bucurie, să ce mai bucuri? Și poate iar s-o mai scumpi șef. Nu, nu mai vorba de prau cu 50%. Dar moș Pau, de cine vorbim noi? Nu-i istină. Moș Pau nu-i bine informat. S-a scumpit numai 49,9%. Lasă, că destruie nu-i spun. Poate și strui. Am citit ieri în foaie și anul ăsta are să fie seșită. Da, de unde? Nu istină. Și că o să fie mai 3 ani seșită. Auzi, Părăschiu, e gata ceaiul ăla? Nu-mi trebuie ceai de la ei. Nu mai pot să înghit. Clubul de fotbal Unirea din Ujdin a avut cele mai mari succese prin anii 60, direct în 66, în Liga Voivodinei, ca și acum cum e Liga Serbiei. Și-a făcut competiția și dintre satele noastre românești cu care deocamdată ne întâlnim, eu cred că Clubul de fotbal Unirea din Ujdin are cele mai bune rezultate. La înființare, în 59, auzind de la bătrâni că prima cupă au luat-o uzdinenții. Și atunci nu știu chiar sigur de câte ori, dar în câteva rânduri Unirea din Ujdin a fost campioană la Cupa Libertății. Îl amintim pe Ilie Luculescu, fost vicecampion mondial, vicecampion olimpic, multicampion european și la cadeți, și la juniori, și la seniori și pe urmă a devenit și multicampion american. Deci a devenit o legendă, un nume prestigios în țară, dar și în străinătate. Clubul de tenis de masă Unirea din Ujdin a fost anul acesta, a avut cele mai mari succese în istoria clubului la fete, unde am fost campion național la cadeți, junioare și locul 3 la senioare, cu echipa factic de cadete, 2 cadete și o senioară. Și echipa de băieți s-a calificat în prima divizie națională. Fotbal mare a fost zidit de fostul primar acelor timpuri, Moș Ilie Miclea Borcan, în anul 1924. Înainte de el era un pod de lemn. Podul ăla de lemn s-a ruinat, a putrezit și s-a zidit acest pod. Menirea acestui pod a fost ca lumea să treacă la Timiș
să ducă pe timpul, ori scăldat cai acolo, ori scăldat urmele de oi, ori spălat lina, ori fost la pescuit. Pe timpul Imperiului Turcesc, Timișul era navigabil până aici, în apropierea uzinului, la locul așa numit Vir. Și sarea mai ales se transporta, sta pe Dunăre, apoi pe Timiș până aici, de unde se lua și se transporta până la Păgina cu cai, cu căruțele, pe acest drum. Acest drum este din anul 1680, este trecut în documentele timpului ca și un drum turcesc. Precorzo, după cum se vede, sunt teie, aceștia care, copaci aceștia care sunt foarte bătrâni și bine mă amintesc că fiecare dintre noi, prieteni, am avut teiul sau copacul lui. S-au șut locul pe gardul acesta la partea bisericii care unde șede. Așa că noi am fost mereu și în situație că ne-am plimbat, sau mai ales fetele, dar băieții au stat la alăture, au stat la teiești. Fiecare, cum spun, grupul a avut teiul sau copacul lui. Nu știu de ce mă domină gândul că atât de puternici și netulburați, în misiunea lor de ultimi străjeri ai neamului, în orizontul despre vest, sunt românii din Ustin, încă dacă, printr-o absurdă catastrofă nouă, românilor dintre granițele de azi, ni s-ar întâmpla ceva, de la ei românii din Ustin ar putea începe neamul românesc. Ceea ce trebuie să știe, ei știu. Ceea ce trebuie să simtă, ei simt. Ceea ce trebuie să facă, ei fac.